Da, nu vine nici din spate nimic. Și se duce norul la urât încolo, în dreapta. Ar fi fain să mă ocolească. No, asta da. Asta e prima trăsătură ca lumea. Asta da. Probabil cea mai celebră, să zic așa, baltă din județul Hunedoara, sau fermă pisciculă, că este o fermă pisciculă. Merg la Aurel Blai, cum așa se numește. No, când eram mic, copil, aproape toți pe care îi cunoșteam, numai asta auzeam, că veneam aici la Aurel Blai. Rămâneți pe partea dreaptă la bifurcație, urmați indicatoarele pentru A1 București. No, merg un pic pe autostradă, vreo 18 km, deci este destul de aproape de mine, este cam la 39-40 de km. Rămâneți pe partea dreaptă la bifurcație. No, cum ziceam, când eram copil, toată lumea venea la Aurel Blaicu. Peste 600 de metri, intrați pe A1. Și toată lumea prindea pești frumoși. No, eu nu veneam pentru că tot timpul mă gândeam că este prea departe și nu știu cum să ajung. Atunci, neavând normal mașină, oamenii, majoritatea veneau cu trenul, dar nu aveam cu cine să vin. Și nu am avut ocazia să ajung. Dar astăzi m-am hotărât totuși să vin, să încerc. Continuați pe A1 încă 19 km.
o baltă normal cu plată, 50 de lei. Are și site, dacă căutați Perma Piscicola Aurel Vlaicu, găsiți și site-ul. 50 de lei, în 50 de lei îți intră, nu mai știu, parcă 18 lei kilogramul de crab, deci teoretic vreo 3 kg de crab, parcă 10 lei kilogramul de caras sau 11 lei, ceva de genul ăsta. Oricum, la chestiile astea nu m-am prea uitat, că nu mă prea interesează. Ideea este că tot ce prinzi trebuie să iei acasă. Asta este cam ciudat, dar nu. Deci dacă prinzi 10 kg de caras, trebuie să le iei pe toate. 10 kg de crab pe toate. Dar nu. Merg acum, în sfârșit, și eu la Aurel Vlaicu și să văd ce... cum este pe acolo. Presim că o să-mi placă, presim că sunt foarte, foarte mulți pești, carași, crapi, și acolo sunt toate speciile, și răpitori, și pașnici. No. Mai am 23 de km, teoretic 19 minute, deci ne vedem pe baltă. Balta asta, adică sunt mai multe bălți, se vede și pe telefon. Ar trebui să fie mari. Toate sunt mari, așa m-am gândit. Mari și frumoase. Acum se văd. Aici, după dâmbul ăsta, sunt bălțile. Să vedem unde e intrarea. Azi noaptea a plouat toată noaptea și cred că o să mai plouă și astăzi. Se anunță 90% șanse de precipitații, deci clar o să plouă. Dar oricum e mai bine decât să peste 200 de metri cald. Veți ajunge la destinație. Ia să vedem, nimerit unde trebuie. Bun, am ajuns. În balta asta se pescuiește, dar mai sunt bălți și încolo, se vede. Una după dâmbul ăla. Și mai este asta mare, mare. Asta este chiar frumoasă și sălbatică. De asta mare am auzit că s-ar putea să dea drumul la anul. Deci oamenii înainte, în asta mare, veneau. Uitați că nici nu-i se vede capătul încolo. Se aud pești pe aici, cred că sunt în bătaie câțiva. Da, da, balta asta mare e chiar superbă. Nu, eu o să pescuesc aici. Din ce activitate văd pe suprafața apei și așa, este foarte mult pește.
No, mă instalez și dau drumul la pescuit. Pescuiesc aici pentru că este locul mai drept. Da, chiar aici am să stau. Aici este mai drept. Dar bun, deci este foarte, foarte multă activitate. Da, e fain, e fain, îmi place. Chiar îmi place. De-abia aștept la anul să se deschidă asta mare. Sper să fie adevărate zvonurile. Pentru că asta mare e faină, faină. Sigur aici încă sunt pești mari, mari. A, se văd gurile peștilor pe la suprafață. Deci sunt pești aici, tot timpul au fost. No, hai să dau drumul la pescuite. Să mai și pescuim astăzi. Bun, m-am instalat. Să vă arăt cu ce pescuiesc. Folosesc. Încep cu nada asta. Topamix Big Carp. Îmi place că are în ea particule mai mari, mai mici, are pufarine, are tot felul de chestii. Cam așa arată. Lacul Big. La clic încep cu un pop-up mic pe un spin. Adică un mini dumbbell, nu un pop-up. Asta este. Se vede aici. 4-5 mm tutti frutti. Așa. Pe celălalt băt. Dau cu o montură simplă, cu coșuleț și un forfac de vreo 40 cm. Aici un clic simplu, mărimea 12, subțire ca dincolo. Pe clic o să pun porumb moale, senzor plenel cu aromă de miere. Partea bună e că iasă soarele, chiar dacă s-au anunțat ploi foarte multe astăzi, de fapt în următoarele zile. Deci așa pun boaba de porumb pe cârlig. Boaba fiind moale, când vine crapul, cârligul imediat îl agață. Cam așa o să-mi ajungă mie coșulețul în apă. Și prima lansare la urmă.
Așa mi-ajunge și metodul în apă. Se vede aici frumos. Pentru că nu știu absolut nimic despre baltă, m-am pus aproape de jumătatea băltii, eu cam așa fac la orice baltă necunoscută. Și dau cu un băț mai larg, cu unul mai la mal. No, asta e interesant, că dacă la alte bălți nu te lasă să iei pești, aici te obligă să iei pești, deci să vedem cum o fi. Am primele semne de viață, după vreo 20 de minute, la bățul din dreapta la metod, dar cred că este un caras agățat. Dar tot dă așa în ea, eu zic că e un caras și ăla mic. Hai să vedem ce e. Mare nu este oricum. Opa. Cum bănuiam, primul caras la metod. Trebuie să-l bag în juvelnic. Am voie să iau 4 kg de caras, parcă așa am văzut. Bun. Așa. Trebuie să intre și ceva mai mare. Da, am iarăși trăsături, chiar l-am în două bețe, dar iarăși par a fi caraș. Tot așa încet trag. La coșuleț am pus și doi vieni pe cârlig și se pare că trage și la coșuleț. Deci în momentul ăsta cred că am doi caraș agățați în amândouă bețele. Asta, dacă e caras, e un caras mare, mare. Ia să vedem.
E ciortănel. Asta e mai mic de un kilogram și trebuie să-l eliberez. Crapii sub un kilogram trebuie eliberați. Așa. Bun. Un ciortănel chiar micuț, micuț. Cum am zis, am pus și doi viermi pe lângă boaba de porumb. Unul mi l-a spart, dar las așa. Și aici cred că am un caras. Deci umblă peștii cu sutele, cu miile la suprafață. Dar nu trag. Trag doar carasul. Da, sunt faini rău de tot care așa. Sunt mari, mari. Da, carașii sunt adevărați. Asta pot să spun cu siguranță. Un caraș frumos, frumos.
Cred că am mâncat asta înghețat iarăși. Încă un cărășoi, fain. Se vede clar cum s-a băgat la pop-up cu viermi. Deci și balta asta mare e plină de pește, uitați cum umblă crapii. Deci e plină de pești. Mi se văd cocoașele. Da, deci asta mare și asta e plină de pești. Plus că am văzut și am auzit niște dihănii mari la bătaie pe acolo prin stuf. Deci balta la suprafață e plină cu cocoașe de crapi. Am trăsătura asta din stânga, dar tot trăsătură de caras, din păcate. Chiar dacă insist și dau numai la boabe de porumb simple. Carașii tot se bagă. Nu știu ce să mai zic. Ia uite, ce caras frumos, la coșulețe. Mă fuge acolo la altru. Da, este foarte ciudat. Deci insist pe porumb. Din asta cu aromă de miere. Poate până la urmă intru și un crap, un jordan, un ceva. Ce naiba, numai carași sunt aici. Nu prea cred așa ceva.
Nu, asta da. Asta e prima trăsătură ca lumea. Asta da. A durat foarte mult timp, dar am insistat și am lăcălit primul crab de aici. Asta nu-i caras 100%. Acum o să fie reușit să scot. Asta a tras așa cum trebuie. Nu știu dacă am prins pe filmare trăsătura, că n-am vrut să las prea mult. Dar cât de rare trăsăturile la crab? Aici. Chiar îți cugeați cât e de mare. Oricum foarte mare, nu e. Poate mă trezesc că nici nu-i crap. E o plinjoare mică, mică. Ăștia umblă pe la suprafață. Ciortenii ăștia. Pentru cât e de mic, a tras foarte fain. Crăpcenii ăștia. Umblă ei pe la suprafață. Toată ziua am umblat pe la suprafață. No, partea bună e că au coborât și pe fund să mănânce. Mi-a intrat la un mini dumbbell din ăsta. Am dat cât am dat cu porumb. După aia am schimbat pe mini dumbbell. Primul... Nu, de fapt al doilea ciortenel, că am mai prins unul mic. Dar nu, ăsta e mai de Doamne ajută. Poate mai prim până plec. Sper. După ce la Balta Bela am avut o grămadă de trăsături ca lumea, adevărate, și driluri adevărate, era cazul ca măcar, adică să am și aici măcar trăsătura adevărată. Asta chiar a fost o trăsătură frumoasă, față de cele de carase de până acum. Sper să mai trag un crăpcean doi până plec. Da, un caras.
care sunt vicios. Nu mă duce în apă, că mai ai un pic. Așa. Bun. Opa. Că trage și la asta. După trăsătură pare a fi tot un caras. La coșuleț. Asta este. Pe la suprafață umblă pești destul de mari, din câte observ. Și eu prin caraș. Ia uite. Sunt frumoși carașii. Și pe asta, între timp, am pus mulți vieli la călig. Patru vieli. Mai pun una. Cinci vieli. Și pe asta nu, îl dau un pic aici mai la mal. Și mi-e teamă că aici la mal o să treagă cara și mai tare. Da, deci sunt și pești mai mari. Nu sunt doar ciortănei din ăștia. N-au oamenii minciog de care trebuie, se chinuie. Iată, e fain, în jur de 4 kg. Și ăla e un caras, sau tot ciortănel ceva, caras. Nu, în partea aia o fi mai bun locul, adică în jumătatea aia de baltă. O fi mai bune locurile. Deși eu am văzut pești umblând peste tot. Până la urmă, cum țin locul? Deci cel puțin un pește mare a fost, că sigur o să-l iau oamenii acasă, de fapt, sunt obligați de regulament. Nu. Poate prind și eu ceva mai răsărit, că până acum doar prichindei am prins.
Uuu, ce frumos e și carasul ăsta. Da, chiar frumos. L-am recuperat. Asta e prea frumos să rămână. Păi da. E acolo așa. Bun, mi-am schimbat montura la bățul cu coșuleț. Am pus un metod și un forfac de 7-8 cm. Și pe un spin am pus o boabă de porumb artificial. Și mie forfacul o să-mi stea ridicat. Deci cârligul o să-mi stea ridicat cât este forfacul. Deci o să stea cârligul deasupra substratului 7-8 cm cât este forfacul. Am văzut cerculețe de amur pe apă și am zis să încerc un pic. Nu se știe. Dacă crapii mai frumoși nu vor, poate se bagă un amur la o boabă din asta, ridicat un pic de pe substrat. Aici cred că iarăși am un caras agățat. Da. Deci carasul merge, aici dacă te pui numai pe caras, prinzi. Ah, s-a dus. Oricum era un caras mic. Nu, ar fi interesant să intre un amur. Deocamdată am noroc că ploaia aia s-a dus încolo, în dreapta, deci m-a ocolit deocamdată. Dar se văd aici în spate. Da, nu vine nici din spate nimic. Deci se duce norul la urât încolo, în dreapta. Ar fi fain să mă ocolească. Bun, i-a dat și aici o ploaie sănătoasă. Peștii tot sar, umble pe la suprafață, e nebunie. Dar de tras nu trag, mai trag carașii. Nu știu, ori m-am pus eu într-un loc slab, ori nu știu ce, nu știu care a fost cauza, dar am văzut la culoare doar doi ciortani. Unul foarte mic și unul mic. Nu. Aștept cu nerăbdare anul viitor să se deschide balta asta, dacă e adevărat ce se spune. Balta este superbă, este plină cu stuf pe margine, pe mijloc, este superbă și este și foarte, foarte mare și plină cu pește. Nu. Aici, cum am zis, peștii sar, umblă ca nebuni, dar nu trag, la mine nu trag, nu știu. Am încercat trei tipuri de nadă, dar nu. Popăpuri, viermi, nu, porumb, asta este, se mai întâmplă. Hai să vedem recolta.
Să vedem dacă am venit degeaba sau nu. Am chiar foarte puțin. Cam ăștia sunt. Se vede un ciortan frumos, niște carași frumoși. Și cam asta e captura, în jur de 3 kg și ceva, cam așa. Nu-i bai oricum, eu nu vin pentru pește. M-am simțit bine. Și mă pun și în strâng. Și o să o iau spre... Să pun bine aici, că... Așa. Deci, cum am zis, mă pun și în strâng. Frumos. Și o iau spre casă. Aici la balta asta, nu știu, nu cred că o să mai vin. O să mai vin doar când o să se deschidă asta mare. Că bălți așa mici, e plin de ele. Nu, ce să zic, până data viitoare, vă salut și să ne vedem cu bine pe malurile apelor. Overreacted and acted childish, impacted, it's all around. When you were pushing me away.